relația cu studenții și aici am pus câteva întrebări, o să ne referim la unele dintre ele. Ne-a interesat să vedem cum percepți, mai mult de fapt o percepție asupra implicării studenților decât relația, ceea ce am întrebat noi. Majoritatea studenților sau majoritatea cadrelor didactice au încredere că studenții UVT-ului vor parcurge integral disciplinele sau curricula în momentul de, chiar în această perioadă de abordare online a educației. Sigur, încrederea este mai mare în studenții foarte buni, scade atunci când vine vorba de studenții de nivel mediu și scade și mai mult când vine vorba de studenți care de obicei au rezultate slabe. Bun, mergem mai departe. Atunci am întrebat pe colegi care cred că sunt dificultățile pe care le au studenții și așa cum am văzut și în partea de, nu știu, chestionar aplicat studenților, avem probleme de acces limitat la internet, lipsa unui computer performant sau unui telefon și mai departe, dar totuși principala dificultate o consideră colegii noștri din UVT în ceea ce privește educația online făcută cu studenții din UVT este lipsa obișnuinței acestora de a învăța cu noile tehnologii profesionale dedicate învățământului. Bun, o altă preocupare pe care o au colegii din UVT atunci când vine vorba de relația cu studenții și care s-a văzut sau era de așteptat văzând și rezultatele studenților, foarte puțini își foloseau camera. Vreau să spun că avem foarte multe răspunsuri și dacă sunt și studenți printre noi sau, eu știu, transmiteți, cadrele didactice din UVT se simt neapărat deranjate, dar nu se simt comod să vadă că, iată, studenții nu folosesc camera, ar aprecia să folosească camera atunci când sunt la curs sau la seminar și să interacționeze și vizual. S-au exprimat temeri și într-o proporție destul de mare, cu o medie destul de mare, dacă am calculat media, am preferat însă să vă dau datele brute pe fiecare tip de răspuns, că, mă rog, de multe ori studenții intră doar ca să bifeze prezența și nu să fie activi. Și de aici au fost, de-a lungul timpului, avem foarte multe prezentări în care colegii ne spun, în prima săptămână am făcut așa, dar văzând că atunci am introdus și următorul soft și următoarea aplicație, le-am mai pus întrebări, am făcut quiz-uri, am făcut Q&A și așa mai departe, pentru a-i antrena, pentru a-i implica. Deci, cumva, principala, n-ai aș spune neapărat supărare, dar cumva aspect negativ pe care colegii îl văd în interacțiunea aceasta online este că nu își văd studenții, nu sunt siguri de nivelul de interacțiune cu ei.